Bună dimineața România, bună dimineața București și bine v-am regăsit dragii mei de data asta la un speed test pentru router wireless pe care l-am desfăcut noi ieri și anume TP-Link Touch P5 Ace 1900 Sper că am nimerit așa Hai să discutăm rapid, să trecem direct la foc continuu. În primul și în primul rând am, ură, am urmat sfatul vostru și am făcut un update de firmware la routerul, routerul meu pe care îl folosesc de zi cu zi și anume un Linksys E900. drept urmare o să vedeți că cifrele diferă un pic față de data trecută. În al doilea rând trebuie să vă spun că nu am reușit de data asta să mă plimb prin casă cu dispozitivul ca să putem să vedem exact prin câți pereți trece pentru că nu am... a fost cumva mai ciudat de înregistrat <gânghe> nu, nu, am putut să-i fac update la o versiune mai nouă de Android și a trebuit să în practic să înregistrez cumva cu calculator dubios dar vreau să știți exact ce s-a întâmplat drept urmare am zis, dacă tot nu pot să fac chestia asta, să înregistrez să mă plin prin casă, hai să facem un test de mai multe ori, așa că pe fiecare dispozitiv și cu fiecare lungime de bandă am făcut câte 10 teste și am făcut o medie ca să vedem. Bun, primul test, bineînțeles pe E900 de la Linksys, o, avem o medie aici la download de 17 megabits și la upload undeva la aproape 31 de megabits, ceea ce este destul de bine. Așa. Al doilea test l-am făcut pe TP-Link cu lungimea de bandă de zi de pe rețeaua de 2.4 GHz și acolo am obținut un download de, 30, de, 38 de megabits, deci cât înseamnă asta? De două ori și un pic față de e 900 nostru, iar la upload o foarte mică diferență, un pic mai slab decât E900-le, da. Upload-ul undeva la 29 de megabit. Bun. După aia am trecut pe rețeaua de 5 GHz și aici oh hai de capul meu. 81 de Mb la download și 71,5 aproximativ vorbim de medii din nou, da? la upload, imens, imens, imens. Încă o dată rugăminte mare la voi, aceste cifre sunt făcute pe RDS-ul meu, vai de mama lui, făcute de un om care nu e, adică nu e un mediu controlat, știți voi, în vechea poveste, da? Deci luați datele astea cu un strop de sare. Ce ar trebui să vă mai zic? Configurarea routerului de pe link AC1900 se face direct de pe router cu ajutorul touchscreen-ului. Da? Eu față de unboxing i-am dat un reset la astea din fabrică și după aia toată, toată, toată programarea a fost făcută cu next, 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 next de pe touchscreen respectiv. Ce ar trebui să vă mai zic, routerul creează cumva patru rețele, două care sunt un pic ascunse, adică cu o parole pe care o pui tu și două pentru oaspeți, fiecare două însemnând una de 2.4 GHz și una de 5 GHz. Cam atâta pentru acest mic videoclip, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată, dacă ați rămas cu noi până aici un mic like, un coment, un share ajută foarte foarte mult. Bună seara București, bună seara România, pe data viitoare!